Românii sunt revoltați de noile reguli care restricționează plata cu banii cash. Vedem chiar acum ce a avut de spus unul dintre ei, îngrijorat de cumpărăturile pentru sărbătorile care bat la ușă. Vrei să cumperi carne de porc mai mult de 1000 de lei cash? Nu poți, te ia poliția. Conform noii legi ce va intra în vigoare de la 1 noiembrie, orice tranzacție cash mai mare de 1000 de lei este ilegală și vei fi amendat. Concluzia, dacă te duci la magazin și vrei să cumperi mai mult de 1000 de lei și să ai și tu carne de porc de sărbători, nu poți. Sau dacă încerci să-ți vinzi porcul și e mai mult de 1000 de lei, nu poți, te va amenda. Vei fi amendat de către stat sau va veni mai rău poliția, te vei trezi cu poliția peste tine. Asta e noua lege impusă de la 1 noiembrie.